Hei, înainte de a începe, nu uita să te abonezi și să activezi clopoțelul de notificări pentru a fi la curent cu cele mai noi episoade de pe canal. Salutare și bine ați venit la un nou episod de Clash Royale pe canalul Game Over. Hai să începem cu chesturile. Avem un Golden Chest cu Bomber, Mortar, Electro Spirit și Musketeer și mai avem un Magical Chest în care avem 1500 de gold, Zap, Mortar, Rascals, Musketeer din nou, Electro Spirit, Barbarian Hunt și Dark Prince. Bun, 401 Star Points plus încă un extra de 211 și hai să deschidem și Crown Chest-urile. Avem vreo 6, am avut 3 gemuri acolo și în rest epice comune și o epic aici am văzut, un Rage. Continuăm cu următorul Crown Chest, 3 gemuri, avem Goblins, Mortar și Fire Spirit. Ok, încă un Crown Chest, 2 gemuri, Minion Horde, Electro Spirit, Zap și Hog Rider. Ok, și ultimul Crown Chest, în care avem 3 gemuri, avem Heroes, Bomber, Electro Spirit și Furnace. Bun. Ok, haideți acum să continuăm cu meciurile din Challenge. Am jucat deja la Mini Collection Challenge. Avem 6 victorii fără înfrângere și mai avem nevoie de încă 2 pentru a termina acest challenge. Hai să vedem. Începem cu arcașele. Avem și Tesla pentru defense. Probabil vom pune în mijloc, dar hai să încercăm întâi un atac. Să punem Hog-ul și Flying Machine. Avem și Zap-ul pentru trupe. Dar nu cred că e nevoie momentan. Să ne apărăm de acest atac și are un P.E.K.K.A. mare acolo. Probabil vom pune mini P.E.K.K.A. Sau... Nu, e suficientă Tesla. N-avem nevoie de alt spell sau trupă. Hai să vedem. Să începem din nou cu mini P.E.K.K.A. de aici din spate. Trimitem și arcașele, pregătim din nou Zap-ul. No, și o să dăm o rachetă. Scoatem... Scoatem acolo Mother Witch-ul. Și stăm destul de bine până în acest moment. Avem un mic avantaj de 400 de hit points pe turnul din dreapta. Și hai să ne pregătim de defense. Așteptăm să avem full de elixir și vom pune Tesla în centru. Să trimitem și Flying Machine-ul undeva pe partea dreaptă. Pune chiar mai aproape de acel Tesla. Dăm și un Zap aici. Da, și cred că vom scăpa de acel P.E.K.K.A. mare fără damage. Hai să vedem acest atac. Am dat un Prieros acolo, excelent, i-am scos Skeletonii și cred că îi doborâm turnul din dreapta. Cu puțin noroc, da. Da, și acum trebuie doar să ne apărăm cele 40 de secunde rămase. Ne păstrăm avantajul și vom obține victoria. Smit Hog-ul pe partea dreaptă. Să punem aici un mini P.E.K.K.A. Da, și mai sunt 20 de secunde din acest match. Nu cred că se va mai schimba ceva, dar trebuie să rămânem atenți. Bun, obținem penultima victorie. Și mai avem nevoie de una singură pentru a obține bifa pe challenge și a câștiga acea legendară, acel ultim reward. Hai să vedem. Avem 2500 de gemuri și suntem la un match distanță de acel Electro Wizard. Dăm drumul cu ultimul match. Începem din nou cu arcașele din spate. Punem și Tesla undeva în centru.
dar hai să așteptăm atacului. Poate vom trimite Flying Machine-ul cu mini pack în față. Din moment ce avem... ar fi trebuit să ținem de acel, de acel Zap. Punem Tesla. Pierdem acolo Flying Machine-ul, dar merge în continuare strâns. Scoatem execuționerul și trebuie să rămânem din nou cu elixirul pe maxim. Să putem trimite cărți puternic în atac. Și punem cu arcașele, să pun aici Flying Machine-ul. Aș vom da atac cu Hog în față. Le vom folosi și Eros-ul. Sau poate Zep-ul. Hai să vedem, reușim acolo un singur hit cu... cu Hog-ul. Da, și are în continuare un avantaj de 500 de hit points. Aproape 600. Da, e greu. Ultimul match. Trebuie să fim foarte atenți. Pune din nou Tesla în centru. Și hai să încercăm un atac cu Hog plus Zep. Bun. Câștigăm puțin teren acolo. Și Flying Machine-ul aici. Dăm și un mini PK. Ok. Da, scăpăm bine din acest atac. Reducem din diferență considerabil. Și putem porni un contra-atac. Da. Trecem astfel în avantaj. Avem diferență de aproape 300 de hit points. Am recuperat de la cât aveam. Bun. Da, dacă reușeam să-i scoatem acolo Witch-ul, ar fi fost mult mai bine. Hai să vedem cum ne descurcăm aici. Scoatem Hog-ul, scoatem și Bomber-ul. Bun, și stăm foarte bine până în acest moment. Dăm și un Zep aici. Da, și vom avea nevoie de două rachete, cred, pentru a-i doborâ turnul din partea dreaptă. Hai să trimitem Hog-ul, aș fi vrut acolo, dar e bun și Flying Machine-ul și obținem victoria. Da, reușim să terminăm acest challenge neînfrânți și ne luăm astfel ultimul reward, această Electro Wizard, această legendară, și obținem o nouă bifă pe încă un challenge. Bun. Băi, War-ul l-a antrenat pe locul 3. Loc destul de bunicel, dar având în vedere că suntem abia în Golden League, am fi putut mai bine de atât. Bun, s-a terminat și acest chest. Hai să-l deschidem. Avem Hog și Knight. Și... cred că mai avem timp de un duel la War. Așa că hai să-i dăm drumul. Poate un meci de 2v2. Hai să dăm un meci de 2v2. Cred că durează mai puțin. Și vom încheia cu acest episod. Hai să începem cu arcașele din spate. Punem și Tesla în centru.
suntem fogul acolo, din păcate ne... scoate ceva trupe, dar reușim să ajungem cu balonul pe turn. Scoatem acolo toate trupele. Da, din păcate ne lovește Rem Rider-ul și luăm ceva damage. Dar ne-a fost activat turnul din King Tower-ul și asta poate fi un avantaj pentru noi. Așteptăm din nou să avem elixirul pe maxim. Da, voi pune Valkyra undeva în, în zona asta, o să punem șarcașele. Și scoatem Baby Dragon-ul. Scăpăm acolo și de, de Witch. Da, și probabil va reuși fogul câteva hituri pe, pe turnul din dreapta. Bun. Suntem din nou în avantaj. Oh, din păcate acel minipeca va ajunge pe turn și Nil va scoate mai mult ca sigur, da. Și nu înțeleg de ce am mai pus acel freeze. Nu era nevoie. O să dau aici un, o rachetă. Aproape scăpasem de... Da, foarte târziu a venit acel freeze și îl pusesem cu mult înainte. Scoatem aici Wizard-ul, ar fi, fi de folos. Da, din păcate merge și compromis. Nu cred că vom mai reuși să, să întoarcem rezultatul. Hai să vedem totuși. Mai sunt 10 secunde din din match. Da, și reușim să, să-i scoatem turnul. Suntem din nou în cărți. Și hai să vedem dacă reușim să întoarcem scorul. Punem Valkyra pe partea dreapta. Este un șrachetă pe, pe Baby Dragon. Da, reușim să-l prindem acolo. Diferența e destul de mică. Ba, chiar cred că suntem într-un mic avantaj din punct de vedere al elixirului. Da, și reușește Hogu, reușește câteva hituri destul de bune. Cred că o rachetă plus da, din păcate pierdem. Fost la foarte, foarte aproape de, de a întoarce scorul și a obține victorie. Dar pierdem din păcate acest, acest meci. Bun. Da, înainte de încheia, hai să mai mai facem o golden, o nouă carte. Și o să facem o carte din, din deck. Să facem mini P.E.K.K.A. Să-l ducem la Star 2. E un pic mai golden decât înainte și cred că vom putea și crește o nouă carte. Hai să vedem, o să luăm tot o epică. Și cred că vom lua Executionerul sau sunt multe variante. Hai să facem Executionerul. Îl ducem și pe la level 12 și am mai putea crește Mother Witch-ul, care deja e oricum e boostat până la finalul lunii. Dar hai să o ducem pe la level 10 pentru moment. Bun.
Băi, cam atât cu episodul de azi. Sper că v-a plăcut și noi ne revedem data viitoare. Pa, pa! Everything changes.